Stimate surori, stimați oaspeți ai casei Domnului, îi mulțumim Domnului că și astăzi, 2 ianuarie 2022, suntem în casa Domnului. Putem spune cu toții în unanimitate, până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Am traversat și anul 2021, pentru unii un an cu multe binecuvântări, cu multe succesuri, pentru alții un an cu încercări, provocări, falimente. Așa cum a fost anul 2021, cu ajutorul Domnului, l-am traversat. Și putem să spunem că dacă în această seară suntem în locul acesta, suntem datorită harului său și datorită dragostei sale. În timp ce alții au plecat din lumea aceasta, în timp ce alții poate sunt pe un pat de spital, în suferință, noi suntem în casa Domnului. Și mulțumim Domnului pentru aceasta. Mă transmit salutări sfinte din partea Bisericii Pentecostale din Cornești, unde am slujit și am fost împreună cu frații de aceste sărbători. Frații de acolo vă transmit har, pace și binecuvântare. Totodată, aseară, am fost împreună cu orchestra de la Cornești la Fărău și frații de acolo mi-au spus să vă transmit salutări sfinte și binecuvântarea Domnului să rămână peste noi toți, peste ei de acolo, peste noi de aici și în anul acesta. Amin. Pentru biserică, din partea mea, am un salut care se află la Deuteronom, capitolul 18, cu versetul 13, unde cuvântul Domnului spune: tu să te ții în totul, totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Amin. Acesta să fie motoul anului 2022. Noi în totul, totului tot, ne vom ține doar de Domnul Dumnezeul nostru. Să ne ajute Domnul la aceasta. Amin. Aș dori, dragii mei, să încep mesajul din această dupămasă adresând bisericii din loc două întrebări. Prima întrebare, și vreau să răspundem cu sinceritate, dacă Dumnezeu v-a ascultat anumite rugăciuni pe care le-ați făcut în anul 2021. Haideți să ridicăm o mână. Ne-a ascultat Domnul? Slavă Domnului! Dar haideți să vă mai pun o întrebare. Au fost rugăciuni pe care Dumnezeu nu ni le-a ascultat în anul 2021, haideți să mai ridicăm o mână. Putem să spunem toți că am avut astfel de momente. Vreau în această seară să ne oprim în dreptul pasajului pe care l-am citit și aș dori să învățăm câteva lucruri care ne ajută în viața noastră de credincioșie, în viața noastră de umblare cu Domnul. Vedeți, dumneavoastră, există o categorie de oameni în biserică care, dacă Dumnezeu le-a dat o sumedenie de binecuvântări, putem spune, Dumnezeu i-a ajutat în viața aceasta, i-a ocrotit, i-a însoțit, la un moment dat când au trecut prin vale, când au trecut prin furtună și s-au rugat Domnului pentru un anumit lucru, ca Domnul să-l facă, Domnul să-l dea, Dumnezeu, în dreptul cererilor, a spus nu. Și ei, cu nerușinare, au spus: Doamne, nu mă mai interesează, eu nu mai vin la biserică, n-are rost să vin dacă Tu nu mă mai asculți, dacă Tu nu mă însoțești și nu-mi răspunzi la rugăciuni așa cum eu îmi doresc. Dragii mei frați și surori, vreau să vă spun că nu întotdeauna voia lui Dumnezeu pentru viața noastră este și voia noastră. Vreau să vă spun că la un moment dat există situații în viața noastră când venim înaintea Domnului cu cererile noastre, cu problemele noastre și facem toate lucrurile care ne stau în putință din punct de vedere spiritual. Postim, ne rugăm, încercăm să ne îndreptăm viața, poate ne mărturisim anumite păcate, în speranța că Dumnezeu, în suveranitatea sa, va spune da rugăciunii noastre.
Vreau să vă spun, dragii mei frați, că Domnul Iisus Hristos, când a suferit pentru noi, la un moment dat spune că atunci când s-a rugat Domnului și mi-aș dori ca astfel să ne rugăm și noi când venim înaintea Domnului cu anumite cerințe, solicitări. Domnul s-a rugat așa: Tată, dacă este cu putință, îndepărtează de la mine paharul acesta. Și nu se oprește aici. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Mi se pare cel mai corect model de rugăciune. Doamne, m-aș bucura să pot primi din partea ta lucrul cu tare, dar, Doamne, totodată știu că voia ta este mult mai importantă pentru mine decât dorința mea. Vedeți dumneavoastră, în viața aceasta ne-am rugat Domnului pentru anumite situații și efectiv Dumnezeu nu a făcut întocmai. Dar ulterior, când viața a înaintat și am trecut și am trăit anumite experiențe și anii s-au dus, am realizat că voia lui Dumnezeu a fost mult mai bună decât alegerea pe care noi am fi vrut să o facem atunci când ne-a rugat Domnului și poate am criticat. Imaginați-vă, poate v-ați rugat Domnului să intrați la o facultate și nu ați reușit să intrați la facultatea respectivă și acum, după ani și ani, ați făcut o altă facultate și nu știți cum să mai fiți recunoscător Domnului că ați făcut facultatea respectivă. Imaginați-vă că v-ați rugat pentru un loc de muncă care, din perspectiva dumneavoastră, locul respectiv ar fi fost cel mai bun la vremea respectivă și astăzi sunteți în altă parte, lucrați în altă parte și mulțumiți Domnului pentru că sunteți binecuvântați în locul în care El a îngăduit să fiți. Poate în tinerețe, frații mei, v-ați rugat pentru o fată sau un băiat, Domnul să vi-l dea, Domnul nu vi l-a dat, Domnul nu vi-a dat-o, ați plâns, nu a știut ce să mai faceți, astăzi sunteți căsătoriți și mulțumiți Domnului pentru fratele, pentru bărbatul pe care vi l-a dat, pentru soția pe care vi-a dat-o, pentru că nu se putea ceva mai bun. Dar inițial, în momentul în care Dumnezeu spune nu, începem și criticăm, că așa suntem noi oamenii. Haideți să fim onești cu noi. Doamne, de ce? Doamne, de ce? Și trec anii și înțelegem de ce. Frații mei, poate la ora actuală vă rugați pentru anumite lucruri. Vreau să vă spun că dacă nu aflați un răspuns din partea Domnului, El lucrează în suveranitatea Lui după voia Sa. Și noi, ca și copii ai Lui, trebuie să știm tot timpul că voia Lui trebuie să primeze în viața noastră și Dumnezeu niciodată nu ne vrea răul. Poate luăm decizii greșite, Dumnezeu, dacă noi le luăm, încearcă și face orice cu noi, ne spulberă, numai să zădărâncească lucrurile respective. Nu înțelegem de ce face așa, dar ulterior înțelegem. Vedeți dumneavoastră, pe paginile Sfintei Scripturii avem atâtea cazuri de oameni al lui Dumnezeu care s-au rugat Domnului în anumite situații și Domnul i-a ascultat, dar avem și câteva exemple, și nu-s puține, sunt multe, în care oamenii al lui Dumnezeu s-au rugat. Și Domnul ce a făcut? I-a ascultat? Nu i-a ascultat. Dar oare a fost spre folosul lor? Ne spune cuvântul Domnului despre Avram. Că la un moment dat, omul acesta l-aduce pe Ismael înaintea lui Dumnezeu și îi spune lui Dumnezeu Avram să trăiască Ismael înaintea ta. Vreau să vă întreb, a avut să trăiască Ismael înaintea lui Dumnezeu? Nu, pentru că înaintea lui Dumnezeu avea să trăiască cine? Isaac. La un moment dat, în Noul Testament, îl întâlnim pe Apostolul Pavel, plin de bucurie, 2 Corinteni, capitolul 12, relatând experiența pe care el a avut-o cu Domnul când a fost răpit la cer și spune că a văzut lucruri atât de minunate, atât de extraordinare acolo și în continuare pasajul spune că Satana i-a pus înțepuși în carne. Nu știm care... Unii spun că au fost o problemă la ochi,
fost un țepuș în carne. Și îi spune cuvântul Domnului că s-a rugat Pavel odată și Domnul a zis nu. S-a rugat Pavel a doua oară, Domnul a zis nu. S-a rugat Pavel a treia oară și Domnul îi spune, Pavele, harul meu îți este îndeajuns, căci puterea mea în slăbiciuni îți este desăvârșită. Vedeți dumneavoastră, frații mei, putea Pavel atunci să spună, Doamne, Te-am slujit cu atâta dăruire, am suferit atâta pentru numele Tău și acum când am o problemă ce ține de sănătatea mea și care poate împiedică slujirea că oamenii mă privesc cu dispreț, când mă rog pentru lucrul acesta, Doamne, Tu să spui nu? A spus Pavel așa, oare, frații mei? Nu. No. Pavel a știut să laude pe Domnul și în probleme, în defemări, spune, în lipsuri, în nevoi. Pentru că ceea ce i-a dat lui putere să meargă să înainteze a fost că și-a știut el că Domnul este cu el. Și în toată umbrarea lui, omul acesta nu a criticat niciodată deciziile pe care Dumnezeu le-a ales pentru el, nu a criticat când a stat în închisoare, nu a criticat când a fost biciuit, nu a criticat în momente ostile, ci întotdeauna și spune el că prin harul lui Dumnezeu este ceea ce este. Am suferit, fraților, m-am bucurat, am știut să fiu bucuroși în lipsuri, și când am avut, Domnul să ne ajute să avem o astfel de atitudine. Totuși, frații mei, există câteva lucruri din viața noastră. Am spus că voia lui Dumnezeu este voia absolută. Indiferent ce s-ar întâmpla, indiferent cât de mult am insistat noi în anumite situații, voia lui Dumnezeu este absolută în viața noastră și noi trebuie să o acceptăm. Dar uneori, există anumite lucruri în viața noastră care nu permit, sau în suveranitatea sa Dumnezeu nu se poate caracteriza cu astfel de lucruri și lucrurile acestea îl împiedică pe Dumnezeu să zică da la rugăciunile noastre. Mă repet, sunt anumite lucruri în viața noastră, păcate, și o să le menționez imediat, care îl împiedică pe Dumnezeu să spună nu la rugăciunile noastre. Haideți să vedem care sunt aceste lucruri. Primul lucru, păcatul. Ascultați aici ce spune Psalmul 66 cu versetul 18. Ce spune psalmistul? Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, ce zice mai departe? Nu m-ar fi ascultat Domnul. O primă barieră, frați și surori, în calea răspunsurilor pe care noi le așteptăm din partea lui Dumnezeu în viața noastră, sunt păcatele pe care noi le avem în viața noastră. Întotdeauna când vrem să cerem ceva din partea lui Dumnezeu, când vrem să primim un răspuns la rugăciunea noastră, ar trebui să ne facem fiecare dintre noi o cercetare și să vedem cum stăm în direcția aceasta. Toți suntem păcătoși, toți avem păcatele noastre, dar avem un Dumnezeu milos care are milă de slăbiciunile noastre, care poate să se îndure de păcatele noastre, dar atâta timp când noi venim înaintea noastră cu ele. Isaia spunea în capitolul 59, versetul 1, Isaia 59, versetul 1 și 2. Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă. Și atenție! Ci nelegiuirile voastre, păcatele voastre, pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru, păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică, atenție, să vă asculte. Frații mei, cum stăm în privința aceasta? De multe ori îl folosim pe Dumnezeu ca și cum el ar fi o sursă așa materială, din care tot luăm, el să ne dea, să ne facă, să ne dreagă și așa mai departe.
Dar noi, în privința vieții noastre, să nu facem nimic. Să nu venim înaintea Domnului cu păcatele noastre, să nu venim înaintea Domnului cu falimentele noastre, deși știm că suntem păcătoși, deși am înțeles că poate nu toți practică mărturisirea, dar dacă nu practicăm mărturisirea la un frate, măcar înaintea Domnului să venim cu păcatele noastre. Dacă avem pretenții așa ca Dumnezeu să ne facă, să ne asculte, așa spune Isaia, păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața Lui și îl împiedică să vă asculte. Domnul să ne ajute ca din această seară să mergem înaintea Domnului și să spunem, Doamne, astea mi-s păcatele, te rog frumos în suveranitatea Ta să mă ierți. Doamne, dacă vreau ca relația mea să fie bună cu Tine, dacă vreau ca Tu să mă asculți atunci când Te chem, Doamne, Doamne, trebuie să mărturisesc păcatele din viața mea și Domnul să ne ajute la aceasta. În al doilea rând, un alt lucru care reține pe Dumnezeu să spună nu sau să nu răspundă la rugăciunile noastre, egoismul. Iacov 4:3. Sau cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Există situații când poți să te rogi Domnului pentru lucruri bune în viața aceasta. Corect? Mă pot ruga Domnului pentru lucruri bune, ca Domnul să lucreze nu știu cum, prin mine, prin viața mea, dar știți că motivația mea poate să fie una greșită? Spre exemplu, mergem în misiune în Oltenia. Ne rugăm Domnului și ne rugăm așa, Doamne, Te rog frumos să fii cu noi în lucrarea pe care o vom face. Totul e corect până aici, amin? Doamne, puterea Ta să ne însoțească și Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, să ne călăuzească în direcția aceasta de a proclama cuvântul Tău și oamenii să se întoarcă la Tine, Doamne. Totul e corect până aici, da? Și continuăm mai departe și ne rugăm și, Doamne, să vadă frații ce misiune am făcut eu în Oltenia. E o motivație greșită. Rugăciunea în sine este una corectă. Doamne, însoțește-ne! Dar motivația? Să vadă frații ce lucrare face Posteuc în Oltenia. Greșit? Și uneori, frații mei, de asta nu ne ascultă Dumnezeu, ne rugăm pentru anumite lucruri. Pentru că noi toți spunem că noi facem pentru Domnul și în mintea noastră una spunem și alta gândim. Facem pentru Domnul să vadă oamenii cine sunt pocăiții. Ha? Facem evangelizare în Oltenia să vadă lumea că tinerii de la Corneș, măi, atâția oameni s-au pocăit prin ei. Să vadă lumea că prin noi s-au pocăit atâția. Nu. Întotdeauna trebuie, frații mei, să fim foarte atenți la motivație. Că ne dorim un lucru și în mintea noastră gândim altceva. Domnul să ne ajute ca și motivația să ne fie una corectă. Și să rămână aceea, Doamne, cerem lucrul acesta pentru ca prin lucrul acesta să se vadă gloria Ta. Și oamenii să se întoarcă la pocăință și nu noi, Doamne, să fim scoși în evidență, ci Tu să rămâi scos în evidență. Tu să fii evidențiat prin viața noastră. Domnul să ne ajute și la aceasta. În al treilea rând, a treia reținere, și vreau să fim foarte atenți la lucrul acesta, pentru că nu-i doar pentru frații patroni, pentru toată biserica, lăcomia. Ascultați ce spune Proverbe 21:13. Al treia lucru care îl împiedică pe Dumnezeu să spună nu la rugăciunile noastre sau să nu ne asculte este lăcomia. Și ascultați ce spune aici Proverbe. Cine își astupă urechea la strigătul săracului, nici el nu va căpăta răspuns când va striga. Putem, frații mei, să fim evlavioși cât am vrea noi. Putem să facem tot felul de lucrări, dar dacă uităm să mai scoatem portofelul, atunci când aici, de la Amvon, se fac strigăte pentru anumite situații, pentru anumite familii care trec prin încercare,
și ne zgârcim și în lăcomia noastră nu ajutăm, ce spune Biblia? Că atunci când ne astupăm urechea, când se fac cereri de ajutorare, s-ar putea ca într-o zi Dumnezeu să-și astupe urechea atunci când noi avem nevoie. De aceea îndemn biserica din Oroștie în seara aceasta să fim atenți și în direcția aceasta, să ajutăm. Vedeți, există și un principiu biblic în direcția aceasta. Dați și vi se va da. Dacă nu dați, nu așteptați să primiți. Domnul să ne ajute și la aceasta. Ori de câte ori, frații, nu prea spuneți amin, știu că e greu când vine vorba despre partea aceasta financiară, ori de câte ori este nevoie și o familie din biserică sau din altă parte are nevoie sau există o altă nenorocire, să ne ajute Domnul să scoatem din portofelul nostru, din pormoneul nostru. Amin. Ca Domnul să ne asculte atunci când noi avem nevoie. A patra reținere și ultima. Am descoperit versetul acesta foarte curând și chiar mi s-a părut foarte interesant când l-am citit de mai multe ori și l-am meditat. Știți că certurile din familia noastră pot să împiedice ca Dumnezeu să ne răspundă la rugăciunile noastre? Te rog să afișez 1 Petru 3:7. Aici Petru vorbește bărbaților, dar putem raporta bărbaților, femeilor, copiilor. Purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune, cu nevestele voastre, cu soțiile voastre, cu copiii voștri, cu părinții voștri, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții. Și ce zice mai departe? Ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Wow! Certurile din familie, fraților, certurile dintre părinți și copii, neascultarea față de părinți, mai îndrăznim, frații mei, îmi cer iertare să vă spun, îmi cer iertare că vă spun asta, mai îndrăznim uneori să venim la casa Domnului, certați cu părinții, certați cu soțiile, certați cu soții noștri, venim și parcă la ora de rugăciune, Domnule, nu mai este nimeni ca și noi. Nu se mai roagă nimeni ca și noi în biserică, parcă tot cerul se coboară, avem impresia atunci când noi ne rugăm. Vreau să vă spun, frații mei, că dacă venim în locul acesta și nu sunt reglementate relațiile noastre din cadrul familiei, spune Petru aici că rugăciunile noastre pot să fie împiedicate. Putem noi să ridicăm mâini spre cer, putem noi să ne ridicăm, să ne rugăm oricât de bine. Dacă sunt probleme în cadrul familiei noastre, există posibilitatea să nu ne asculte Domnul. Te întreb astăzi, cum stai cu relațiile din cadrul familiei? Relația soț-soție, soție-soț, părinte-copil, copil-părinte? Ne dorim cu toții ca Domnul să ne asculte, amin? Haideți să ne facem o cercetare. Am spus că păcatul poate să fie o problemă în calea răspunsului la rugăciuni. Am spus că egoismul poate să fie o piedică în calea răspunsului la rugăciuni. Am spus că lăcomia poate să fie. Am spus că certurile din familie pot să fie. Și am început cu Moise și vreau să închei tot cu Moise. Avem atâtea exemple, frații mei, de rugăciuni ascultate pe paginile Sfintei Scripturii. Putem da exemple de rugăciuni ascultate din viața noastră, din viața semenilor noștri și trebuie să fim corecți și onești cu noi, că de cele mai multe ori, când l-am chemat pe Domnul, Domnul ne-a ascultat. Imaginați-vă, vă rog frumos, pe femeia aceea disprețuită de Penina, Ana. A mers odată la templu și femeia aceasta
mers acolo și s-a rugat Domnului ca Domnul să-i dea un copil. Penina o disprețuia. Și nu după mult timp, după ce s-a rugat Domnului ca Domnul să-i dea un copil, Penina merge la templu în fața lui Elisei și știi ce-i spune? Ana, pentru copilul acesta m-am rugat și ce a făcut Domnul? Și Domnul a ascultat. A stat Solomon înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu îi spune lui Solomon, Solomon, cere ce vrei să-ți dau și îți voi da. A cerut înțelepciune Solomon din partea Domnului. Întrebarea mea este, i-a dat Domnul înțelepciune lui Solomon? Cum este el caracterizat pe paginile Sfintei Scripturii? Ca fiind cel mai înțelept om, da? Revenim la Moise. De 10 ori a stat omul acesta în fața lui Faraon. Și a zis, fă să se facă apele în sânge și s-au prefăcut apele în sânge. A stat omul acesta și a zis să vină păduc peste țară și au venit păduc peste țară. A zis omul acesta, Doamne, fă să se oprească molima aceasta și s-a oprit molima. Doamne, fă să plece broaștele și au plecat broaștele. Era Moise pe munte și când a coborât, se spune cuvântul Domnului că poporul a început să se defrâneze. Și-au făcut vițelul acela de aur și au început să se închine. Și spune cuvântul Domnului că Moise era tare supărat. Și spune Domnul, Moise, nu te supăra, cam să nimicesc poporul acesta. Și ce spune Moise atunci? Doamne, decât să nimicești poporul acesta, mai bine să mă ștergi pe mine din cartea vieții. Și Domnul nu a nimicit poporul. S-a aflat Moise într-o situație delicată când erau urmăriți, poporul Israel era urmărit de inamici și erau în fața Mării Roșii. S-a rugat omul acesta și marea s-a despicat în două, poporul a trecut și ceilalți au murit înecați. Erau oamenii aceștia la un moment dat în Egipt și israeliții erau mușcați de șarpe. Și s-a rugat Moise lui Dumnezeu și a zis, Doamne, fă ceva ca oamenii aceștia să nu mai moară. Și îi spune Dumnezeu soluția, fă un șarpe de aramă și toți cei care vor privi la șarpe vor trăi. A ascultat Moise, a făcut șarpele și a fost întocmai după cum a spus Domnul. Și totuși, în această după masă am citit un pasaj în care omul lui Dumnezeu Moise a venit înaintea Domnului cu o dorință. Ca să fie el omul cu care poporul evreu să cucerească Canaanul. L-a ascultat Domnul? Nu l-a ascultat Domnul. Dar oare de ce nu l-a ascultat Domnul pe Moise? A existat un moment în care se spune că Moise a vorbit în mod ușuratic cu poporul. Afișează-te, rog, Psalmul 106 cu versetul 33. Că s-au răzvârtit împotriva Duhului lui, împotriva Duhului lui Dumnezeu și Moise a vorbit în chip ușuratic cu buzele. Și pentru că la un moment dat cel mai blând om, așa îl caracterizează Biblia ca fiind un om blând, s-a enervat, din blând a ajuns un om nervos, Dumnezeu a spus, Moise, îmi pare rău, nu tu vei cuceri Canaanul. Iosua va fi cel care va cuceri Canaanul. Vă rog frumos să ne uităm la atitudinea lui Moise. Putea Moise să spună, Doamne, m-ai ținut 40 de ani în curtea lui Faraon. După 40 de ani, Doamne, e drept, am făcut o crimă,
toată perioada asta s-a soldat cu o crimă, m-ai mai trimis încă 40 de ani în câmpia lui Madian. Doamne, te-am ascultat întru totul, Doamne, ai vorbit cu mine în rug, Doamne, ți-am simțit prezența de atâtea ori și m-ai însoțit în toată lucrarea mea cu acest popor. Și totuși, Doamne, acum, când vreau să cuceresc Canaanul împreună cu acest popor, Tu să spui că nu sunt eu? A spus așa Moise. În momentul în care Domnul i-a spus, mă gândesc că Moise s-a simțit, mă gândesc că Moise a știut ceea ce a făcut, și în momentul în care Domnul i-a zis, Moise, nu tu vei cuceri Canaanul, nu tu vei locui țara aceasta, omul acesta spune, versetul 29, din Deuteronom, capitolul 3, cu versetul 29, spune Moise aici, și-am rămas astfel în vale, în dreptul Bet-Peorului. Fraților, ce vreau să spun cu asta? De atâtea ori am văzut călăuzirea Domnului și noi în viața noastră. De atâtea ori am văzut însoțirea Domnului în viața noastră, în umblarea noastră. De atâtea ori Dumnezeu, parcă în cele mai grele momente ale vieții, a stat cu noi. Dar au fost și momente în care ne-am rugat Domnului și ne-am fi dorit ca Domnul să lucreze după dorința inimii noastre și Domnul a zis nu. Și m-am intrat în anul 2022. Pe calendar sunt trecute 365 de zile. Nu știm dacă le vom parcurge toate și dacă le vom parcurge toate, vreau să vă spun că în anul acesta vom avea parte și de suferințe și de momente în care vom căuta răspuns din partea Domnului și nu vom găsi. Vreau să vă spun un lucru. Așa cum Moise a rămas acolo în dreptul Bet-Peorului și nu a început să se judece cu Dumnezeu și să-L tragă la socoteală pe Dumnezeu, să rămânem și noi în locul în care Dumnezeu ne-a așezat și să înțelegem că voia Lui este mult mai importantă decât dorința noastră. Dar totodată avem un Dumnezeu suveran care de cele mai multe ori El ascultă. Vom trece prin multe valuri, vom trece prin multe furtuni, dar cel mai important lucru, frații mei, Domnul să rămână la cârmă. Viața aceasta e plină de furtuni. Mă gândesc la pasajul în care ucenicii erau pe furtună, pe mare, a venit o furtună puternică, unul strigă la Domnul, Învățătorule, nu-ți pasă că și pierim? Și Domnul îi răspunde, de ce te temi? Puțin, credinciosule, nu vă înspăimântați, Domnul este la cârma vieții noastre. Am decis, am luat hotărârea aceasta că îl vom urma toată viața și Domnul este cu noi și în clipe bune și în clipe grele. Domnul să fie lăudat și să ne ajute Domnul în anul 2022 să ne alipim inima și viața mai mult de El. Amin.